Vă spunem și de această dată Bun Găsit în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Realizatorul acestei emisiuni, Radu Mariș, vă spune Bun Găsit și de asemenea aș vrea să îl salut cu bucurie la această emisiune pe fratele Iulian Costea, fratele Pastor Iulian Costea, care și de această dată cu bucurie și dragoste a răspuns invitației de a fi prezent la această emisiune. Mulțumesc și sunt onorator de câte ori am ocazia să, să fim împreună într-un context de genul acesta. Domnul să vă binecuvinteze. Sub genericul emisiunii În Lumina Cuvântului, ne-am propus să studiem o carte deosebit de frumoasă din Noul Testament, și anume Epistola către Filipeni, scrisă de Apostolul Pavel. Carte pe care o consider și cred că nu greșesc în această considerație personală că este una dintre cele mai practice cărți din Noul Testament și este o carte extrem de pozitivă. Dacă în celelalte epistole pe care Apostolul Pavel le-a scris corintenilor, galatenilor, efesenilor și am putea continua cu această enumerare, în epistola către filipeni nu găsim acele reproșuri pe care le regăsim în alte epistole. Din potrivă, este o carte extrem de pozitivă. Nu aș vrea să sugerez ideea de gândire pozitivistă, acea gândire care elimină greutățile, elimină realitățile neplăcute ale vieții. Și observ în această carte a filipenilor că, în ciuda negativelor vieții, a greutăților vieții, noi putem să avem o abordare diferită, pozitivă și asta nu prin efortul personal al nostru, ci prin ceea ce face puterea lui Dumnezeu în viața unui om credincios. După această introducere oarecum legată de Cartea Filipenii, așa să amintesc textul pe care îl vom avea în discuție de această dată. Este din capitolul 4, de la versetul 10 la versetul 13, și subiectul emisiunii la care ne vom opri este subiectul mulțumirii. Cum am putea să fim oameni mulțumitori într-o mare a nemulțumirii? Dacă este un lucru care caracterizează zilele acestea, lumea zilelor noastre, este tocmai acesta, acest sentiment de nemulțumire care parcă tinde să crească, să acapareze viața oamenilor și a celor credincioși pe toate planurile. Aș vrea să ne reamintim de ceea ce spune Apostolul Pavel aici, începând cu versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iară simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Acesta este pasajul care ne prezintă ceea ce am putea numi un secret al vieții mulțumitoare. Observăm în jurul nostru multă nefericire, neîmplinire, oameni nemulțumiți. Ce legătură există între starea aceasta de nemulțumire care îi cuprinde pe oameni și faptul că ea poate să fure sentimentul de împlinire și de bucurie care ar trebui să fie în inima fiecăruia dintre noi? Dacă ne uităm în, în, în Noul Testament, în general în teologia paulină, Apostolul Pavel subliniază faptul că există în firea pământească o tendință de a pofti, de a dori mai mult întotdeauna. Și această dorință provocată de o platformă păcătoasă sau <coughs> născută pe platformă păcătoasă, naște această stare care e aproape generală, despre care dumneavoastră subliniați în minutele anterioare. Și uh, cred că unul din lucrurile pe care, sau de care trebuie să fim conștienți când vorbim despre, despre starea aceasta de nemulțumire uh, este că în mediul acesta infectat de păcat produsul aproape natural uh, evident în viața oamenilor este, este nemulțumirea. Uh, ceea ce îmi place însă în pasajul pe care l-ați spus pentru discuție sau uh, l-ați spus pentru discuție astăzi este faptul că Apostolul Pavel când vorbește despre, despre bucurie uh, și despre mulțumire, uh, vorbește dându-se pe sine exemplu. Nu știu dacă Apostolul Pavel a intenționa neapărat să le dea o lecție uh, filipenilor, însă faptul că modelează pentru ei mulțumirea este un lucru extraordinar. Îl găsim pe Apostolul Pavel și în această situație, ca în multe altele, arătând cum lucrează în viața lui ceea ce el îi cheamă pe alții să, să trăiască și este impresionant, cred că, să înțelegem că ceea ce vrea Apostolul Pavel să ne spună despre mulțumire este că aceasta este realizabilă. Se poate să fii mulțumitor, chiar dacă viața arată cum arată și situațiile și sunt așa cum sunt. De fapt, cuvântul pe care îl folosește el aici spune că m-am deprins, adică nu m-am născut așa. Uh -huh. În general în general, toți oamenii când se nasc se nasc plângând, copiii așa se nasc plângând. Dar este într adevăr o mare încurajare să știm că nu putem da vina pe temperament. Așa sunt eu. Așa sunt eu să nu fiu mulțumit de nimic. Așa sunt eu să mă deranjeze orice. Apostolul Pavel ne spune că starea de mulțumire este ceva care se poate învăța. Depinde și de noi dacă vrem să învățăm. Da, tocmai, tocmai aici este frumusețea, în asta este frumusețea lucrurilor, pentru că dacă ne uităm la, la ceea ce vrea Apostolul Pavel să ne comunice, el, practic, vrea să pună înaintea noastră faptul că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție toate mijloacele necesare, pentru că noi să putem să obținem o reușită și în domeniul acesta, și în direcția, în direcția aceasta. Și este încurajator gândul să gândul pe care el îl comunică aici, și anume că se poate sau există posibilitatea de prinderii. M-am întrebat, probabil firește, cum aș putea defini sau cum aș putea descrie starea de mulțumire. Pentru că. Ar putea fi o varietate foarte largă de, de termeni care să descrie starea aceasta sau situații care să o descrie. Încercând să găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu răspunsul, de fapt, chiar în definiția termenului acesta am găsit că mulțumit. După termenul pe care Apostolul Pavel îl folosește aici, face referire la termenul grecesc tradus prin autosuficiență, un termen foarte prezent în filosofia greacă. Vom reveni poate pe parcurs un pic la, la ideea de autosuficiență în mentalitatea grecească. Însă această autosuficiență la care face referire Pavel este aceasta stare de pace lăuntrică, de uh, fericire, de împlinire, pe care el o însumează în termenul mulțumitor sau a fi mulțumitor, a mulțumi lui Dumnezeu pentru, pentru, toate lucrurile. Și cred că pentru noi e important să știm că mulțumirea nu este o stare de resemnare în care venim și spunem, Domne asta e, nu se poate mai mult, nu se poate, trebuie să iau viața ca atare și să merg înainte sau tolerarea situației. Doamne, trebuie să fii îngăduitor, să mergi înainte pentru că așa a rânduit viața să se întâmple cu tine și să, să iei situațiile ca tare și să mergi înainte. Și, de fapt, ideea de a fi mulțumit implică o dimensiune a plinătății în ceea ce privește împlinirea lăuntrică, a unei stări de pace lăuntrică în care vezi dincolo de ceea ce este în jurul tău, vezi dincolo de ceea ce îți oferă viața, vezi dincolo de provocările și împlinirile de o clipă ale, ale experienței umane din lumea aceasta și te uiți la Dumnezeul care devine o sursă de pace pentru, pentru tine. Trăim într-o lume a reclamelor și dacă ne-am luat după ceea ce ne prezintă reclamele am trage concluzia că mulțumirea este ceva care poate fi împachetat, poate fi mâncat, poate fi condus. E drept că psihologia, psihologia reclamelor, de fapt, se bazează pe stimularea la nemulțumire. Deci, asta e. Dacă ne uităm, găsim și în procesele educaționale tendințe de genul acesta, aș spune eu aproape manipulative, de a determina omul să nu fie mulțumit cu ce are și de a, de a, te pune toate eforturile să obțină ceva mai mult. Și dacă ne uităm la competiția de pe, de pe, piață de astăzi, vine un produs, spune produsul ăsta, face cu tare și cu tare lucru, spală 5 vase, dar a nostru spală 10 vase. Nu fi mulțumit cu el, ci vină după, după ăsta, celălalt pe care ți-l oferim noi. Însă platforma aceasta este una foarte nefavorabilă, pentru că dusă la extreme poate cauza foarte multă pagubă lăuntrică și poate conduce la stări și trăiri care pot roce rând lăuntrice. Și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu pentru noi este, chiar dacă este în sine bună decizia de a aștepta mai mult, este ca întotdeauna să fim atenți, să nu ducem la extremă. La extremă lucrul acesta și vom probabil vorbi pe parcursul misiunii câteva aspecte și legate de, de, de lucrul acesta. Mă gândesc dacă am putea îmbutelia mulțumirea, probabil că l-am întrece pe Bill Gates în averea pe care o are, dar nu putem îmbutelia starea de mulțumire pentru că s-ar vinde foarte bine. Uh -huh. Însă Apostolul Pavel ne prezintă uh, privind la el. La experiența lui, cum să poate ajunge la o stare de, de, de mulțumire. Dar vorbim despre stare de mulțumire, nu în sensul de complacere, apatie, lipsă de implicare. Și mă gândesc la faptul că uneori oamenii vorbesc despre starea de mulțumire având totul din belșug. El nu este undeva în vacanță, pe malul mării, într-un ținut exotic. Și acolo, undeva sub o umbreluță, la un apus de soare, la un suc rece, să scrie creștinilor din Filip ce înseamnă stare de mulțumire. El este într-o situație care omenește vorbind l-ar îndemna cel mai mult la nemulțumire. Pentru că este la închisoare, el este bătrân, știm că în perioada aceea a unii dintre cei mai apropiați colaboratori l-au uitat, l-au părăsit, uhum. și totuși este cea mai pozitivă epistolă pe care o găsim în Noul Testament. Este posibil să fii mulțumitor lui Dumnezeu uh, în ciuda circunstanțelor prin care trecem în viață. Și așa să vorbim despre acest secret al Apostolului Pavel pe care nu-l ține pentru el, îl împărtășește. Da, făcând sau aducând lucrurile un pic mai aproape de noi, aș vrea să folosesc un exemplu pe care l-am cunoscut personal. Am fost într-o călătorie în, în Haiti cu, de fapt, în mai multe călătorii cu un grup de frați români din Statele Unite, pentru a ajuta comunitatea după cutremurul dezastros care a avut loc acolo. Și unul din lucrurile care pe mine m-au șocat efectiv acolo a fost contrastul dintre atitudinea celor oameni și starea în care se aflau sau uh, condiția de viață pe care o aveau. Uh, din imaginea aceea sumbră pe care o vedeai pe străzi cu uh, o grămadă de uh, pietre, grămezi de pietre, de beton dărâmat, uh, uh, intrai în părtășia bisericii și vedeai acolo niște oameni care cu lacrimi în ochi pe Dumnezeu. Și ceea ce mi s-a părut foarte interesant este că în cântările lor predomina o atitudine de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Nu era uh, o notă a lamentării, un, o plângere din aceea prelungită datorită dezastrului prin care au trecut. Și uh, experiența aceasta m-a făcut să, să înțeleg mai clar și mai bine faptul că. Așa cum Apostolul Pavel, în condițiile în care a fost, a experimentat și a putut experimenta mulțumirea, aceasta este la îndemâna noastră și astăzi. Sunt o mulțime de modele în jurul, în jurul nostru care ne arată că mulțumirea este realizabilă. Dacă găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă suntem înțelepți să ascultăm de sfatul Cuvântului lui Dumnezeu, ea este accesibilă în nouă și Cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus în direcția asta. Un lucru pe care îl facem fiecare dintre noi este acela de a ne compara cu alții. Dacă ne-am comparat, după exemplul prezentat de tine, cu creștinii din Haiti, noi ar trebui să fim extrem de mulțumitori la adresa lui Dumnezeu pentru că avem nespus mai mult decât au oamenii aceia. Dar tendința noastră este să ne comparăm cu, cea, cu cei care au mult mai mult decât noi. Uh, în ce măsură influențează factorul comparării nivelul de mulțumire din viața celui credincios? Pentru că Apostolul Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și aici uh, pronumele personal este implicat în care eu mă găsesc. Mă gândesc la un exemplu din scriptură pe linia aceasta. Uh, bineînțeles că, așa cum ați subliniat, uh, evaluarea este în general făcută prin comparație. După un anumit standard, după un anumit reper. Însă în ceea ce privește, în ceea ce privește mulțumirea sau atitudinea de mulțumire a inimii, atunci când vine vorba de, de comparare, eu cred că trebuie să admitem că în imagine trebuie inclusă lepădarea de sine. Îmi stă în față imaginea vameșului și fariseului care s-au apropiat de Domnul în rugăciune în pilda pe care o dă Domnului Iisus Hristos sau ilustrația pe care Domnul Iisus Hristos o dă ucenicilor. Vine unul la templu și când se înfățișează înaintea lui Dumnezeu el vine și spune în comparație cu eu sunt deosebit pentru că postesc, fac lucrurile pe care le fac. Pe când celălalt care în final este apreciat de Dumnezeu se uită la sine și spune în ceea ce mă privește Asta este ce merit și, Doamne, asta este atitudinea cu care vin înaintea Ta. Doamne, sunt păcătos, Doamne, am nevoie de, de atingerea Ta. Chiar dacă în mod natural există tendința de comparare și noi inevitabil ne comparăm cu alții, cred că unul din lucrurile esențiale pe care trebuie să le așteptăm în inima noastră este că în imagine întotdeauna trebuie să introducem ideea de lepădare de sine. Ideea că noi nu... Ceea ce avem, nu merităm să avem, și dacă vom realiza mai mult în viață, niciodată obiectivul nostru nu ar trebui să fie realizare în deserviciul altuia. Și, de fapt, în ceea ce ne privește, să avem o, o asemenea abordare înaintea, înaintea lui Dumnezeu. Eu aș spune aici că, în ceea ce privește compararea cu alții, unul din secretele unei, unei atitudini corecte este când ne uităm la alte persoane. Să apreciem binecuvântarea pe care o avem în a avea persoana respectivă în viața noastră sau în experiența, în experiența noastră de fiecare zi. Și în loc să mă uit spre o persoană spunând El de ce are așa, mai degrabă să mă uit spre persoana respectivă și să spun Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu mi-a dat harul să-l am prezent în viața mea, pe cel pe care uh, îl am în viața mea. Și în loc să evaluez prin dorința de a avea mai mult, să evaluez prin, sau uitându-mă la comparație, să, mă, să, să evaluez prin aprecierea față de ceea ce Dumnezeu mi-a dat deja prin uh, a cunoaște persoana respectivă. Um, un alt lucru care, care cred că spune cuvântul aici este evaluarea de sine. Sunt foarte mulți oameni care datorită datorită contextului de viață, datorită experiențelor prin care au trecut, nu sunt conștienți de cine sunt ei cu adevărat. Și uh, această valoare de sine, fiind afectată, periclitată sau pusă sub semnul întrebării, produce dorința de a fi ca alții. Însă eu cred că uh, chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să ne uităm la prețul și la valoarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Isus Hristos. Chiar aș vrea să uh, provoc uh, telespectatorii acestei emisiuni. Dacă sunteți alături de noi și vizionați această această uh, emisiune, uh, vă, chem, uh, vă chem în această, în această uh, zi să vă uitați la viața dumneavoastră, să vedeți harul pe care vi-l dă Dumnezeu. Să vă gândiți că Dumnezeu pune preț pe viața dumneavoastră. Să nu uh, vă lăsați călcați în picioare de voi înșivă sau de dumneavoastră înșivă pentru uh, uh, experiențele vieții, comparându-vă cu alții și văzând întotdeauna că sunteți mici, uh, nelim sunteți limitați, nu aveți resursele necesare, ci mai degrabă uitați-vă la ceea ce a pus Dumnezeu deja în viața dumneavoastră. Apreciați binecuvântările pe care le aveți și fiți convinși că Dumnezeu vă iubește și Dumnezeu vă este alături. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Compararea întotdeauna aduce sentimentul de frustrare uh, față de persoana mea, dar uh, compararea aduce tensiune în relație. Acum, uh, având experiența consilierii multor persoane și din uh, practica pastorală, am remarcat că există multe tensiuni în familie între soț și soție, tocmai pentru că. Uh, există tendința să ne comparăm cu altă familie. Uh, uite ce casă au ei și noi stăm în uh, garsoniera asta. Uite ce Cadillac au uh, familia respectivă și noi mergem cu Dacia. Uh, uite în ce vacanță exotică pleacă familia respectivă și noi rămânem acasă să ne plătim ratele la bancă sau uh, nu ne putem permite lucrul ăsta. Uh, Compararea aceasta, totdeauna cu alții, aduce multă tensiune într-o relație. Aș, aș putea spune, adăugând la ceea ce a spus deja, că, practic, compararea în termenii aceștia setează sau programează platforma pentru, pentru faliment. Pentru că, în mod inevitabil, lucrurile se vor tensiona când este vorba de bărbați într-o anumită perioadă a vieții. După vârsta de 35 de ani, în mod special, când trec în faza aceea de evaluare a lucrurilor pe care le-au realizat până la momentul respectiv, este foarte neinspirat ca soția să vină și să-i spună, Domnule, tu n-ai realizat cât ar fi trebuit să realizezi. Pentru că, de fapt, fiecare dintre noi am realizat în măsura capacității pe care am avut-o, în măsura oportunităților pe care le-a pus Dumnezeu înainte, în măsura ușilor deschise și, mai mult decât atât, viața nu înseamnă numai realizări materiale ci uh, cred că realizările noastre ar trebui măsurate și ținând cont de chemarea lui Dumnezeu, de uh, implicarea noastră în împlinirea uh, chemării lui Dumnezeu în viața, în viața altora. n să vezi, uh, de exemplu, uh, pe mama Tereza, uh, o femeie care a în mod voit a luat decizia să trăiască un anumit stil de viață și în mod voit și-a pus la dispoziție resursele pe care le-a avut pentru uh, comunitate, n-ai să o vezi niciodată înconjurată de resursele materiale de care au fost uh, înconjurați alți, uh, alți mari oameni ai lumii. Însă femeia aceasta a decis așa și pe criteriul de evaluare pentru ea ar trebui să fie uh, influențat de direcția în care ea s-a îndreptat. Și mă gândesc că lucrul acesta ar trebui aplicat și la, și la viața de familie. Uh, compararea în, 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 în termeni aceștia cum spuneam, construiește sau pune înainte platforma falimentului și oamenii care, care se lasă prinși de diavolul în jocul acesta n-au cum să construiască mulțumire în viața lor și construiesc numai nemulțumire. Făcând un pas mai departe în discuția noastră, după ce Apostolul Pavel face această referire la situația în care se găsește el personal în momentul acela, el spune extraordinar, un lucru extraordinar în versetul următor. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. El recunoaște că viața are urcușuri și are coborâșuri. Probabil că majoritatea dintre noi am putea spune: Știu să trăiesc în belșug. Știu să mă descurc dacă cardul este bine alimentat, dacă îmi dai bani suficient, știu să trăiesc. Dar, probabil, pentru mulți dintre noi, problema este. În momentul în care se inversează lucrurile. Cât de importantă este această atitudine de flexibilitate, de adaptare la schimbările vieții? Probabil că perioada aceasta de criză economică, care a venit peste lumea întreagă, ne-a arătat încă o dată cât de ușor se poate trece de la un nivel superior în alt o trăire în și să ajungi la lucrurile de bază ale vieții, elementare ale vieții. Unii s-au adaptat, alții n-au reușit să se adapteze sau n-au vrut să se adapteze și au considerat că mai bine nu mai trăiesc decât să trăiască într-o condiție smerită, dar eu pun întrebarea cât de importantă este atitudinea aceasta de a fi flexibil, de a ști să te adaptezi la schimbările vieții, tocmai pentru a dobândi această atitudine de mulțumire? Cred că este esențială deschiderea noastră pentru schimbare. Schimbarea este o, este o componentă a vieții, este o componentă reală, cu care mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi ne întâlnim. De fapt, aș putea spune, poate am putea spune că este un prezent continuu schimbarea pentru că nici o zi nu e ca cealaltă. Deci Fiecare zi are, are surprizele ei. Și eu cred că a ne disciplina da. sau a ne crea un plan concret în care, prin care să ne pregătim pentru, pentru schimbări majore este o atitudine de dorit pentru copiii Domnului. Am întâlnit un, un frate în vârstă și mi-a plăcut foarte mult sesizarea lui. Îmi spunea, locuia în Statele Unite și spunea o vorbă pe care el le-a spus-o și copiilor și nepoților. Și el spunea că mănânc astăzi, atâta timp cât mănânc astăzi ce am câștigat ieri, e foarte bine. Dacă ajung în situația în care ajung să mănânc astăzi ce am câștigat astăzi, lucrurile încep să fie destul de problematice. Dar când ajung să mănânc astăzi ce o să câștig mâine... E cea mai mare problemă. E cea mai mare problemă. Și eu cred că pentru noi, copiii lui Dumnezeu, este foarte important să avem un plan în care, prin care noi întâmpinăm dificultățile. Bineînțeles că sunt lucruri care ne, ne, ies de, ne scapă de sub control. Oricât am încercat noi să fim de bine pregătiți. Oricât am încercat noi să ne construim poate un buget al familiei sau să ne construim o stabilitate a sănătății din punct de vedere trupez. Ne păzim, ne ducem la medic în mod, în mod regulat. Apare și apare întotdeauna și necunoscutul. Însă, cred că este de căpătâi în ceea ce privește mentalitatea pe care noi ar trebui să o avem, să ne îndelednicim cu ideea că noi trebuie să fim pregătiți să facem față situației neașteptate. O asemenea mentalitate, o asemenea mentalitate contribuie și la o, la o stare de echilibru emoțional. Aceasta nu -are, -are, de a face numai cu pregătirea pentru a răspunde provocărilor sau nevoilor care, cu care ne vom întâmpina, ci aceasta are, are de a face cu felul în care abordăm necunoscutul. Pentru că noi fiind într-o într permanentă pregătire, Vom fi suficient de pregătiți când va apărea o situație nepotrivită. Dacă ne uităm la apostolul Pavel, omul acesta este uimitor prin, prin felul în care trăiește înainte lui Hristos. Dumneavoastră, numai cei ați menționat în minutele anterioare, el se afla în închisoare. Păi omul ăsta, de unde au avut resursele astea de mulțumire și bucurie lăuntrică în contextul acesta? Ei, dacă ne uităm la felul în care el își construiește viața, de fapt ne arată foarte clar că el a construit zi de zi pentru a ajunge în faza, în, faza în, care, în, care, se afla și a fost pregătit experiențele trecutului sunt o dovadă sunt o dovadă sau un argument pentru faptul că noi ar trebui să, să dezvoltăm o mentalitate de a întâmpina situațiile nefavorabile sau schimbările. Oricum, cei care trebuie să fie flexibili suntem noi, că împrejurările nu sunt flexibile. Citeam în urmă cu mai mulți ani un, un fel de proverb, așa o zicală, are un, o latură umoristică, uh -huh. dar în același timp are o învățătură, zicala aceasta. Uh, spunea că dacă vrei să nu pierzi pantalonii, trebuie să strângi cureaua sau dacă nu strângi cureaua, iers pantaloni. Da, cum noi în România ne-am învățat foarte tare cu ideea de, de strâns cureaua, dar este un adevăr este un adevăr extraordinar. Acum, eu nu sunt un antimodernism adică împotriva unor lucruri moderne pe care le are societatea dar însuși conceptul de credit card este construit pe Varianta a treia pe care ai precizat-o din uh, exemplul acelui frate, adică să consumi astăzi ceea ce o să uh, acumulezi luna viitoare. Și este un fel de robie modernă în care mergem la magazin și apare perioada aceasta de promoții, reduceri, uh, ultimele reduceri, 80%. Și uh, atinge exact sentimentul acela al lăcomiei din natura omului, când uh, omul nu mai cumpără ceea ce are nevoie, ci îi se pare că este un deal bun, este o afacere bună și chiar dacă nu are banii aceia, cumpără pe ceea ce o să câștige luna următoare. A, și e foarte ușor să, să se scape lucrurile sub control, pentru că niciunul dintre noi nu suntem, nu suntem siguri pe sănătatea zilei de mâine. Asistăm uh, obligat să ridicăm din numeri la foarte multe situații în care uh, oameni tineri, bărbați puternici, de azi pe mâine au fost uh, total diferiți. Chiar uh, vizitam un, uh, un pacient bolnav de cancer și îmi spunea, omul acesta m-a luat cancerul la plămân prin surprindere. Am fost omul care am construit o afacere, am stăpânit-o an de zile, am construit, mi-am făcut un nume în localitatea în care, în care trăiesc, oamenii știu că sunt un om de fier pe care nu scutură nimic, și în două luni de zile imaginea vieții s-a schimbat radical. Și eu cred că ar trebui să păstrăm, și ține de înțelepciunea lui Dumnezeu în noi, să păstrăm conștiința că schimbarea este inevitabilă. Și nu aș vrea să fiu nici prea pesimist că se face schimbare numai, uh, numai, uh, numai în rău. Uh, pentru că și uh, sunt foarte multe lucruri bune care ne surprind. Uh, ne propunem un anumit lucru și uh, după un timp de investiție vedem că lucrurile încep să meargă bine și, uh, și uh, e mai bine decât am anticipat. Însă cred că pentru noi, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să situații de genul acesta să nu ne îmbete mintea sau să nu, ne, să nu ne fure mințile, ci să rămânem zmeriți știind că, de fapt, uh, uh, contrariul se poate întâmpla oricând. Uh, versetul 13, care spune: Pot totul în Hristos, care mă întărește, probabil că este unul dintre cele mai cunoscute versete din această epistolă. Și cred că este unul dintre cele mai greșit interpretate versete din această epistolă, pentru că atunci când este scos din contextul în care el a fost rostit, parcă ne duce cu gândul spre acea gândire pozitivistă în care uh, orice moft al nostru este posibil, po totul în Hristos, totul este la îndemâna mea, totul mi este permis. Uh, dar Cred că ar fi foarte bine ca să-l înțelegem, așa cum a fost așezat el în acest puzzle al epistolei către filipeni. Da, sublinierea din versetul 3 pentru mine este o confirmare a faptului că experimentarea sau trăirea unei stări de mulțumire e posibilă. Apostolul Pavel, practic, se uită la, la tot mecanismul acesta și el recunoaște că a te deprinde cu un asemenea stil de viață, cu asemenea mentalitate, nu este un lucru ușor. Um, Probabil că e foarte ușor să se creadă sau să se interpreteze dacă cineva s-a uitat la emisiunea aceasta până în momentul acesta să spună, dom'le, vorbim despre un peisaj idealistic pentru că uh, e aproape imposibil de realizat uh, you know, o viață de genul acesta. Însă Apostolul Pavel vine și spune că elementul care face diferența în viața credinciosului este că este Hristos care îl ajută și este posibil datorită ajutorului Hristos. N-a fost simplu pentru apostolul Pavel să fie închis, n-a fost simplu pentru apostolul Pavel să aibă o viață de călător continuu. Noi ne-am mutat de opt ori de când ne-am căsătorit și experiența mutării e teribilă. Să iei bagajele de fiecare dată ți le pui în cutii în așa, dule la următoarea locație. Și apostolul Pavel vine și ne arată că trăiește toată viața așa. Eu o nădăjduiesc că se gată cu mutările. <laughs> la <noi. laughs> nu, e, nu e simplu. Eu n-am uh, avut o mutări, mai puține, dar uh, confirm cele da, Să trăiești o asemenea viață. Deci dacă noi la o mutări ne gândim, ne uităm la Apostolul Pavel, care din momentul chemării lui Hristos până la final a fost din loc în loc, a predicat Evanghelia pe când erau așezate lucrurile, în încredința lucrarea mai departe și pleca în următoarea, în următoarea, în următoarea, în următoarea locație. Ei bine, el vine și spune că dacă a putut să facă toate astea, a fost datorită lui Hristos, care l-a ajutat. Uh, practic, pentru mine este uh, o afirmare cum, uh, sau o confirmare a faptului că, în ciuda greutăților, sau în ciuda faptului că această, această uh, deprindere, să folosim expresia lui, este anevoioasă, este grea. Procesul acesta este anevoios. Există binecuvântarea de a avea pe Hristos care ne dă putere să facem pas cu pas fiecare, fiecare lucru menționat de El aici. Una dintre stările pe care le acuzăm uneori în viață, noi și alte persoane, este starea aceea de epuizare. Parcă solicitările vieții, sunt prea mari, parcă greutățile vieții, poverile vieții sunt uh, epuizante și apare starea aceea de a te simți uh, epuizat uh, emoțional, fizic. Uh, ce mi se pare interesant este faptul că acest cuvânt uh, pot, pot, uh -huh. care vine de la a avea putere, uh, în limba greacă este cuvântul dunamis și noi avem cuvântul acesta uh, adaptat în limba română, de exemplu, cuvântul dinam. Uh -huh. Ca și cum am spune, Hristos este dinamul vieții mele. Viața nu mă epuizează, nu sunt terminate viață, tocmai pentru că există o putere în interiorul meu, un dinam al vieții și sursa energiei, de fapt, este în relația mea cu Hristos. Da, cred că ar fi un moment, un moment potrivit să invităm telespectatorii care ne urmăresc în această emisiune să dezvolte o relație personală cu Hristos. El este sursa inepuizabilă, inepuizabilă, de putere și cred că relația pe care Pavel a avut-o cu, cu Hristos își spune cuvântul inclusiv în, 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 direcția aceasta. Pentru, pentru Pavel Dumnezeu era un Dumnezeu gata să-i întindă mâna în mijlocul naufragiului atunci când părea totul, că totul s-a ruinat, el se ridică îndrăzneț, cunoscând cuvântul din partea Domnului, în Cartea Faptelor Apostolilor, în din călătoriile misionare, și le spune, le spune celor care erau pe, pe vas cu el, nu vă tulburați că o să fie bine, niciunul dintre noi nu o să pierim. Această sursă inepuizabilă de putere este categoric dată de Dumnezeu și de părtășia cu Dumnezeu în, în viața noastră pe fiecare zi. Probabil că ar trebui să legăm această idee și de versetul 19, unde el vorbește de faptul că atunci când se termină resursele noastre, omenești, Dumnezeu este cel care poartă de grijă. Noi uneori suntem tentați să abordăm viața doar din ceea ce putem noi să facem, abilitatea noastră, educația noastră, inteligența noastră, resursele noastre, însă probabil că este unul dintre cele mai frumoase versete care vorbesc despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu sau așa cum unii îl prezintă un fel de cec în alb pe care Dumnezeu îl dă celui credincios și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Isus Hristos. Cred că Pavel când scrie, când scrie această epistolă ca de altfel și celelalte el are întotdeauna undeva în, în background. Are uh, influența sau imaginea influenței filozofiei grecești asupra oamenilor uh, contemporani cu el. Uh, el vine și prezintă aici mulțumirea sau atitudinea asta de mulțumire la pol opus de ceea ce o prezentau, de felul în care o prezentau filozofii greci. Filozofii greci, în special stoicii, veneau și spuneau că uh, această autosuficiență, această stare, de fapt, este acceptarea pasivă a unui status quo, adică să iei lucrurile așa cum sunt. Un fel de resemnare. Un fel de resemnare. Pe când Apostolul Pavel vine și spune că realizarea sau experimentarea, experiența acestei, acestei stări este strâns legată de Dumnezeu, care poartă de grijă tuturor, tuturor nevoilor noastre. Dumnezeu, pentru Apostolul Pavel, dincolo de ceea ce se întâmplă cu noi în experiența de azi, de aici și acum, există o mână suferană a lui Dumnezeu care are un plan, care coordonează viața noastră. În Romani, Efeseni, epistolele acestea cruciale în teologia creștină, el strălucește prin, prin felul în care îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care a făcut un plan pentru viața noastră și vechează la împlinirea acestui plan. La împlinirea acestui plan cu noi. Ori, pentru mine, există foarte multă pace în adevărul că, chiar și atunci când uh, imaginea vieții mele arată diferit decât m-aș fi așteptat eu, uh, Dumnezeu este în control și Dumnezeu știe ce face cu viața mea. Chiar și atunci când poate visele mele sunt năruite, așa cum, uh, apropo, spunea Larry Craven, în cartea Vise năruite chiar și atunci când visele mele par năruite, Dumnezeu are o nebănuită cale spre binecuvântare, adică Dumnezeu tot binele meu îl vrea. Romani 8 cu 28 evidențiază foarte clar această convingere a apostolului Pavel, unde el vine și spune că pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu este alături de noi, ne oferă toate resursele de care avem nevoie, resurse de care avem nevoie, pentru a întreține viața noastră, și aceasta este, de fapt, sursa păcii continue, neîntrerupte din viața noastră, ca și credincioși. Pe de altă parte, vremea aceasta în care trăim noi e o vreme în care se pune foarte mult accent pe asigurări. Și, în general, omul, când își caută o anumită poliță de asigurare, vrea să vadă ce îi este asigurat. Îmi place să spun, și spun cu bucurie că Biblia este polița de asigurări a lui Dumnezeu. Și nu cred că există o companie de asigurări care să aibă un spectru atât de larg pe cât are această carte sfântă a lui Dumnezeu. Sunt unii care spun că în cuvântul lui Dumnezeu există aproximativ 6000 de promisiuni a lui Dumnezeu. Nu, nu sunt în domeniul ca să spun că mă ocup de uh, brokeraj, ca să fiu broker de asigurări. Mm. Și nici nu facem reclamă la, la așa ceva. Dar uh, nu știu să fie o asemenea uh, structură de asigurări care să, acoperă, să acopere peste șase mii de lucruri. Da, spre deosebire de, de asigurările uh, la care avem acces, fie medicale, fie de altă natură, uh, unde mm resursele celorlalți devin garanția uh, unui, unui uh, rezultat pozitiv, uh, în uh, Scriptură Dumnezeu se pune pe Sine garantul reușitei, El fiind în Sine o sursă inepuizabilă de binecuvântare. Uh, după bogăția Lui. Da, după bogăția Harului său, exact. Exact. Uh. Probabil că discuția pe care am purtat-o pe marginea subiectului mulțumire, nemulțumire, n-ar trebui să se încheie fără a aminti, chiar dacă suntem pe final de emisiune, referitor la ați depăși condiția. Noi nu spunem că omul care este mulțumit este un om complexat, un om resemnat, și un om care atunci când are ocazia de a progresa sau de a propăși, de a se ridica din orice punct de vedere, omul acela preferă să stea pe loc, adoptând acea atitudine de complacere versus atitudinea aceea în care avem așteptări nerealiste. Visăm cu ochii deschiși la lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Da, personal cred că Uh, unul din secretele mulțumirii este disciplina de a vrea să fii ceea ce poți să fii și de a vrea să ai ceea ce poți să ai. Uh, și aceasta probabil sintetizează ce, ce deja, ce deja sunneați și dumneavoastră. <coughs> Însă sunt foarte mulți oameni care își pro au propuneri irealiste sau își propun realizări irealiste. Uh, am întâlnit pe cineva uh, care spunea, domnule, eu vreau până la vârsta de 35 de ani să am o casă plătită afară, să fie totul așa, mașină, un cont în bancă cu o anumită sumă de bani și ne-am amuzat cu soția când am auzit, am auzit propunerea sau obiectivul lui și îi propuneam și eu soției sau îi spuneam soției că am și eu propunerea asta și o văd foarte realizabilă. Bineînțeles că contextul de viață în care ne-am dus noi existența Arăta că suntem departe de realizarea unui asemenea obiectiv uh, uh, din multe puncte de vedere, însă, cu paranteza de rigoare, am spus că vom cumpăra un cort în Africa și atunci o să avem acolo și casa plătită afară și, uh, și tot ce trebuie. Însă, este important să, ne, să nu ne propunem mai mult decât, uh, decât putem realiza. Uh, unul din elementele cheie aici este cunoașterea Voie lui Dumnezeu pentru viața noastră. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc haotic astăzi pentru că nu știu cine sunt, de unde vin și încotro se îndreaptă. Și această stare în care nu cunoști ce se întâmplă cu tine sau ceea ce ai putea să faci, pentru ce trăiești în lumea asta, te poate, te poate conduce spre un haotism teribil în care cultivi nemulțumire după nemulțumire. Însă, în momentul în care cunoști voia lui Dumnezeu, obiectivul tău continuu va fi să împlinești acea voie a lui Dumnezeu pentru, pentru viața ta. Probabil dintre telespectatorii noștri sunt persoane care știu faptul că Napoleon, de exemplu, și-a dorit foarte tare să fie muzician. El a vrut să ajungă un muzician de clasă și de fapt, într-una într unul din, într din schimburile de experiență cu cei care au fost implicați în formarea lui, a fost convins Că el este un lider născut și că el poate face lucruri mult mai mari decât să cânte uh, la un instrument. Nu că a cânta la un instrument este inferior de a, con, uh, uh, de a conduce sau față de a, de a conduce, ci uh, practic el a fost menit să fie ceea ce, ceea ce a fost și împlinind ceea ce a fost menit să facă. A obținut rezultate extra, extraordinare. Apostolul Pavel sublinează în Romani o provocare pe linia aceasta, că fiecare se țină de treaba lui, de lucrul lui. Eu cred că este, o, este un lucru extraordinar să știi care este treaba ta, care este treaba mea, de exemplu, dacă e, în momentul în care știu care este menirea lui Dumnezeu, în momentul acela am pe ce să construiesc pentru a, pentru a fi un om mulțumit. Și de partea cealaltă, nici nu ar trebui cum deja era subliniat. Să coborâm standardele și să spunem, domne, nu, eu n-am fost sortit să și să mă resemnez sub aspectul acesta, și să las lucrurile sau viața să treacă, să treacă de, la, de la sine. Um, un alt lucru pe care am vrut să subliniez aici este că atunci când este o sincronizare bună între ceea ce suntem și ceea ce dorim să facem, uh, experimentăm împlinire în mod automat, în mod natural. Atunci când nu există sincronizare între cele două, produsul este nemulțumire și neîmplinire, frustrare. Am spus în cadrul acestei emisiuni că Apostolul Pavel a învățat să fie mulțumit în orice împrejurare, în orice circunstanță și dorința mea în finalul acestei emisiuni este ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem învăța această lecție a mulțumirii, fiecare dintre noi. Și pe această cale vreau să-ți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile frumoase și experiențele împărtășite, cu dorința ca Dumnezeu să ne dea putere la toți, în familie, să putem avea această stare de bucurie care vine în urma atitudinii de, atitudinii de mulțumire. În finalul emisiunii aș vrea să mă adresez din nou celor care ne urmăresc din fața monitoarelor, a televizoarelor, cu întrebarea următoare. Care dintre aceste principii enunțate de Apostolul Pavel ar trebui să le învățăm sau să le reînvățăm, unii dintre noi, pentru a avea o viață de mulțumire? Ar trebui oare să învățăm să nu ne mai comparăm cu alții? Sau ar trebui să învățăm această adaptare la schimbările vieții? Poate unii dintre noi am început să ne bazăm doar pe noi și să uităm că adevărata putere este în Hristos. Și asta a însemnat epuizare, lipsă de viață. Ar trebui să ne aducem aminte că oricât am muncit, oricât ne-am străduit, nu putem face totul doar noi. Este Dumnezeu care poartă de grijă, este binecuvântarea lui Dumnezeu, de care avem nevoie în viața noastră și, în ultimă instanță, ar trebui să ne gândim nu cumva ar fi voia lui Dumnezeu să cresc, să fac un pas mai departe, sau nu cumva voia lui Dumnezeu este ca idealurile mele să fie adaptate la voia Lui și să nu trăiesc într-o lume a viselor? Iată întrebări pe care le avem înaintea noastră și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să găsim răspunsul potrivit. Până la următoarea întâlnire de săptămâna următoare, aceea zi, aceeași oră, vă doresc o viață plină de mulțumire, dar în prezența lui Dumnezeu.